Bună seara, sunt Zoada Carhuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Muncitorii încăroiesc ca să pregătească președinția pentru vizita de mâine a lui Recep Erdoğan, iar militarii au făcut repetiții printre căldări și mături. Igor Dodon atacă la Curtea Constituțională legea care prevede deschiderea benzinăriilor la frontieră, deși anterior și-a pus semnătura pe document. Femeia în apartamentul căreia s-a produs explozia din blocul de la Râșcani și care a fost rănită grav a murit în această seară la spital. Pregătirile pentru vizita lui Recep Erdoğan au început de zor la președinție. În timp ce zeci de muncitori au pus pavajul și au spălat trotuarul, militarii au făcut repetiții printre mături și căldări. S-a făcut curățenie ca înainte de Paște, astfel ca mâine, când președintele Turciei va veni la inaugurare, totul să fie ca la carte. Curtea președinției era azi dimineață plină de oameni și de forfote. În fața clădirii, militarii făceau ultimele repetiții. Și Igor Dodon a fost astăzi la repetiție alături de soția sa. Cuplul a fost surprins de reporterii ziarului de gardă în mulțime. Și în timp ce muzica de fanfară răsuna, zeci de muncitori lucrau cu sârguință și parcă în același ritm. Dacă încă nu s-a terminat. E zgrăghesc ca moldovenii proști. Îmi pare trist faptul că au pus un gard când înainte era un spațiu deschis, un spațiu pentru public. Era ca o continuitate a parlamentului care în față nu e îngrădit. Dacă la intrarea principală printre havuzuri muncitorii stăteau cu măturile în mâini și deja curățau locul, la cea dinspre strada Maria Cebotar mai este mult de lucru. Unii puneau pavajul, alții gazonul. Și pentru că s-a adunat mult noroi, trotuarul a fost spălat, iar toată mizeria s-a scurs în drum. Să la moldoveni, curățenie, adică murdărie o dăm afară și în ograda să fie curată. Dacă de obicei, asta e știut că fața gospodarului începe de la poartă. Președintele Turciei, Recep Erdoğan, care urmează să ajungă mâine la Chișinău, și-a trimis automobilul cu o zi înainte în țara noastră. Potrivit Runway 08, mașina a fost adusă cu un avion militar Airbus Military A400 pe aeroportul de la Chișinău. Contactați de ProTV, responsabilii de la SPPS ne-au spus că vor reveni ulterior cu detalii la acest subiect. Mâine și poimâine va fi acces limitat pe circa 30 de străzi din capitală. Circulația va fi temporar interzisă pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pe Dacia, strada București, Mihai Eminescu și pe alte artere, pe unde se va deplasa coloana prezidențială. Femeia în vârstă de 32 de ani în apartamentul căreia s-a produs explozia de la Râșcani a murit astăzi la spital. Responsabilii de la urgență spun că ea avea arsuri pe 40% din suprafața corpului și fracturi. A fost operată de mai multe ori, dar nu a rezistat. Moartea ei ridică la 5 numărul deceselor provocate de deflagrația de acum 10 zile. Alți 7 oameni au fost răniți. Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat că rupe relațiile cu Patriarhia de la Constantinopol. Decizia a fost luată după ce Constantinopolul a spus că va recunoaște autocefalia bisericii din Ucraina, iar asta înseamnă că Moscova va pierde controlul asupra acesteia. Trebuie răspuns Constantinopolului Cerkvi și semnal всему мировому православию о позиции Ruscăi Pravoslavnei Cerkvi. Sinodul Bisericii Ruse s-a reunit ieri la Minsk și a decis că este imposibilă menținerea comuniunii cu Patriarhia de la Constantinopol. Decizia a fost luată după ce săptămâna trecută Patriarhia de la Constantinopol, cea mai înaltă autoritate canonică din lumea ortodoxă, a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, lucru care a scos practic ortodoxii ucrainieni de sub controlul Moscovei. Astfel a fost pus capăt celor 222 de ani de tutelă religioasă rusă, fiind plasat în sau un semn de întrebare asupra viitorului a milioane de enoreași din Ucraina, unde Biserica Ortodoxă Rusă se bucura încă de o influență mare. Autoritățile de la Kiev au afirmat că vor să evite un război religios și că guvernul va respecta alegerea parohiilor care decid să rămână loiale Patriarhiei Moscovei.
Mitropolia Moldovei va rămâne în continuare supusă Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat astăzi secretarul Mitropoliei. Aceeași poziție a anunțat-o pe Facebook Igor Dodon, care obișnuia să meargă în pelerinaj pe muntele Athos. Președintele a scris că regretă profund cele întâmplate și se arată îngrijorat, însă susține în totalitate decizia Bisericii Ortodoxe Ruse. Dodon a subliniat că Moldova a fost și va rămâne sub teritoriul canonic al Mitropoliei Moscovei. Premier în medicina din Moldova, neurochirurgii de la noi au efectuat cu succes o intervenție prin care au eliminat trombii din vasele creierului. Pacienta este o femeie de 63 de ani. Îi pot aduce aminte de atât că fiica tot îmi spunea, mamă, mamă, ce-i cu tine, ce-i cu tine? Și îi spuneam noi nimic, parcă nu simțeam că ceva e schimbări. Dar ea mă vedea că sunt schimbată și ea zice, cu tine nu-i bine. A fost posibil după ce medicii de la noi au acumulat cunoștințele necesare peste hotare, iar utilajele au fost donate de guvernul japonez. Violul de care este învinuit Gheorghe Petic a fost înscenat și chiar destul de neprofesionist, a spus astăzi vicepreședintele PPDA Alexandru Slusar. Membrii platformei Da iau apărarea fostului polițist de frontieră, spunând că dosarul său este fabricat. Toată schema aceasta, toți participanții la schema au fost foarte deranjați. Și domnul Petic, de câteva luni în urmă, a fost avertizat că se pregătește această răfuială în formă de dosar penal. Slusar a mai spus că acuzațiile aduse lui Petic vin ca o răzbunare pentru faptul că acesta a tot răscolit trecutul ministrului de interne Alexandru Jizdan și a încercat să scoată la suprafață diferite ilegalități în care el ar fi implicat. Membrii platformei Da au făcut declarații politice la fel ca și cetățeanul Petic. Deoarece Ministerul Afacerilor Interne nu face politică, nu vom comenta aceste declarații. Membrii platformei Da au spus că îl vor ajuta pe Gheorghe Petic să-și demonstreze nevinovăția. Există două căi de apărare. Este calea juridică, stâlp juridică și calea politică. Juridică, noi întreprindem toate măsurile, acolo așa de bine se vede făcătura că curtea de apel la care noi ne adresăm, adică ajutăm prin intermediul avocatului, că curtea de apel va lua decizia cel puțin despre trecerea arestului la domiciliu. Gheorghe Petic a fost reținut vinerea trecută la Ungheni după ce o femeie s-a plâns că el a violat-o. Fostul polițist de frontieră respinge acuzațiile și spune că dosarul i-a fost fabricat la comanda lui Vlad Plahotniuc. Potrivit poliției, pe marginea cazului a fost pornită o cauză penală pentru viol. Dacă va fi găsit vinovat, el s-ar putea alege cu o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Gheorghe Petic a ajuns în atenția publică după un live în care a povestit despre contrabanda de la granița moldoromână și scheme infracționale care ar fi fost puse la cale de persoane cu funcții înalte din poliție. După ce și-a pus semnătura pe legea care permite deschiderea benzinăriilor duty-free la frontieră, Igor Dodon face un pas înapoi. Astăzi, președintele a cerut Curții Constituționale să declare votul deputaților neconstituțional. Purtătorul de cuvânt al șefului statului spune că amendamentele au fost camuflate intenționat. Nu este problema în aceea că nu s-a răzgândit. Problema a constat în aceea că aceste modificări au fost camuflate. În lege se vorbește despre cifre. Dumneavoastră nu ați găsit în lege cuvinte legate de petrol sau de altele. Se vorbește despre poziții tarifare care se indică prin cifre. Și deci se întâmplă când președintele pune semnătura fără să știe esența proiectului? Eu cred că dumneavoastră încercați să denaturați. Președinția susține că Parlamentul a încălcat procedura atunci când a votat modificările la codul fiscal și vamal pentru a permite vânzarea combustibilului la prețuri mai mici la frontieră. Proiectul a ajuns în legislativ în lipsa unui aviz pozitiv din partea guvernului, iar deputații nu ar fi evaluat riscurile la care este supus bugetul țării odată cu intrarea în vigoare a acestor amendamente. Tocmai de aceea, instituția prezidențială a cerut astăzi Curții Constituționale să verifice constituționalitatea votului din ultima ședință de vara aceasta. Judecătorii de acolo au la dispoziție 6 luni ca să-i dea un răspuns șefului statului, asta dacă sesizarea va fi acceptată pentru examinare. În paralel, domnul președinte a dat indicația să fie elaborat și un proiect de lege care va fi înaintat Parlamentului pentru abrogarea celorlalți prevederi legale.
Vladimir Cernat este deputatul neafiliat care a introdus în a doua lectură amendamentele care să permită deschiderea benzinăriilor duty-free la frontiera cu Moldova, pentru ca șoferii să-și poată alimenta mașina mai ieftin în limita capacității rezervorului și doar la ieșirea din țară. Opoziția privește această posibilitate ca pe o favoare făcută de guvernare primarului de Orhei, Ilan Șor, cel care deține magazinele duty-free. Omul de afaceri condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul BEM a negat însă orice interes. Rusia nu va susține niciun candidat la alegerile parlamentare din februarie, dar are așteptări mari de la scrutin. Asta a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul unei videoconferințe. Aceasta a mai spus că dialogul dintre Rusia și Moldova este umbrit de afirmațiile unor politicieni de la noi, fără a explica la cine se referă. Мы никого не поддерживаем. Если говорить о том, что мы ожидаем в принципе после того, как будет завершено волеизъявление молдавских граждан, волеизъявление людей, которое должно быть независимым, суверенным, не поддающимся влиянию кого бы то ни было извне, то мы в принципе ожидаем развития двусторонних отношений. Asta pentru că în prezent relațiile moldoruse sunt umbrite de declarațiile unor politicieni moldoveni, dar și din cauza poziției oficialilor europeni. Регулярно поступают из Кишинева заявления, ну просто диаметрально противоположные. В этих условиях, конечно, развивать отношения достаточно непросто. Хотелось бы большего. Не добавляет динамизма двусторонним отношениям. Это, ну, на наш взгляд, не совсем конструктивная позиция европейских структур, которые ставят вопрос. Тот вопрос, который был ими поставлен неоднократно, либо с нами, либо с кем-то еще. Întrebată de reporterul ProTV despre cererea repetată premierului Pavel Filip la adunarea generală a ONU ca Federația Rusă să-și retragă trupele din stânga Nistrului, Zaharova a spus că я могу обратиться и первый раз за эту встречу к справочному материалу. Я не думаю, что озвучу что-то новое. Одну секунду. Не могу найти. Давайте, может быть, я пока еще, может быть, мы еще какой-то вопрос возьмем. Nici după alte câteva întrebări, Zaharova nu a găsit răspunsul. Все-таки мы, может быть, вопросу контингенте немного оставим в стороне, пока поищу. Может, да, быть, хорошо, спринт. Давай. Ca într-un final aceasta să declare că оперативная группа, которая там остается, она занимается охраной складов военного имущества. Вот для меня лично, вот для меня тяжелее, чем вопрос о Приднестровье, нет ничего. La videoconferință, Maria Zaharova a mai declarat că inițiativa autorităților de la noi de a include sintagma integrare europeană în Constituție nu va afecta relațiile moldoruse. De acum încolo, un pacient din 3 care suferă un accident vascular cerebral va putea fi salvat. Neurochirurgii de la Chișinău au făcut în premieră o intervenție prin care au eliminat trombii din vasele creierului. Prima pacientă operată este o femeie de 63 de ani care acum se simte mai bine. A fost posibil după ce specialiștii de la noi au acumulat cunoștințele necesare peste hotare, iar utilajele au fost donate de guvernul japonez. Ca prin ceață, Eugenia Scutari își amintește cum brusc i s-a făcut rău, iar apoi a căzut la pământ. Nu a reușit nici măcar să spună ceva. Îi pot aduce aminte de atât că fiica tot îmi spunea, mamă, mamă, ce cu tine, ce cu tine? Nu îi spunem noi nimic, parcă nu simțeam că ceva e schimbări, dar ea mă vedea că sunt schimbată și ea zice, cu tine nu-i bine. Salvarea i-a fost că tocmai în acel moment lângă ea se afla fiica sa, care imediat a chemat ambulanța. Am văzut schimbările de la față și ceea ce a căzut jos, adică nu a putut, nu avea puteri micioare. Era ora 9 dimineața pe 29 septembrie când femeia de 63 de ani a fost adusă la Institutul de Medicină Urgentă. După primele investigații, s-a stabilit că ea a suferit un accident vascular cerebral. Partea stângă a corpului era imobilă, mâna, piciorul și fața. Adică te rog mâna dreaptă. Ca sfârșitul trombolizii la noi acum, mâna stângă, ridică te rog, mâna stângă, trage la tine. Nu poți. Vreau să ridicați mâinile sus. Vreau să închideți ochii. Eu atunci nu simțeam că pot mișca, ori nu pot mișca, știți cum eu. Cred că eram într-o situație care nu am avut asemenea cazuri, nu. Dar dureri de cap am mai avut.
Pentru că era vorba de un caz extrem de grav, medicii au decis să folosească pentru prima dată tehnicile tocmai învățate la clinicile de peste hotare. Într-o perioadă scurtă de la debutul maladiei, în așa zisa perioadă fereastre terapeutice, să se intervine, iar țesutul cerebral rămâne viabil, iar procesul de recanalizare a vaselor permite revenirea pacienților la o normalitate. Până acum, trombii care reprezintă niște cheaguri sangvine erau pur și simplu dizolvați printr-un preparat special introdus în sânge. Dacă trombii se dovedeau a fi prea duri, atunci aceștia rezistau medicamentului și astfel pacientul nu putea fi salvat. Acum, pentru prima dată în Moldova, aceștia pot fi eliminați mecanic, adică printr-o intervenție chirurgicală. Cu ajutorul unor sonde, medicii ajung la vasele craniului. Este un tratament revoluționar care se efectuează mini-invaziv. Trombusul, care este cauza accidentului vascular, este extras fie printr-o aspirație, fie printr-o extragere mecanică. Astfel, șansele de supraviețuire a pacienților sunt mult mai mari. Prin vechea metodă, doar unul din 14 oameni putea fi salvat. Acum, unul din 3 bolnavi are șansa de a se trata. Este o performanță remarcabilă pentru țara noastră, spun neurochirurgii, având în vedere că asemenea intervenții sunt efectuate doar în câteva clinici din Europa. A fost posibil după ce mai mulți specialiști de la noi au mers la niște cursuri peste hotare, iar utilajele de ultimă generație utilizate la operație au fost donate de guvernul japonez. Până ajunge pe masa de operații, însă pacienții trec prin mai multe etape. Este un proces în care este multidisciplinar, în care include și neurologi și chirurgi endovasculari specializați pentru această procedură, precum și anesteziologi, și este un lucru de echipă în care timpul, de fapt, este creier. Este important ca oamenii care au suferit un accident vascular cerebral să ajungă cât mai repede pe mâinile medicilor, iar aceștia să acționeze în primele 6 ore de la debut. Numărul cazurilor de accidente vasculare cerebrale a crescut rapid în ultima perioadă în țara noastră. Anual, în jur de 12.000 de oameni sunt diagnosticați cu această afecțiune, iar jumătate din ei mor, spun medicii. Se prognozează că boala va fi principala cauză de deces în 2030. Șeful Inspectoratului General de Poliție spune că știe despre furturile de la Chișcăreni, însă a aflat despre acestea nu de la subalterni, ci de la jurnaliști. Ne-am sesizat din sursele mass media, o parte din cele relatate s-a confirmat, o parte nu, urmează să cercetăm și să venim cu un răspuns adăugător. Alexandru Punzar spune că oamenii legii audiază victimele și vor veni ulterior cu detalii. Vă spunem mai multe în jurnal. Agricultorii moldoveni care cresc mere caută noi piețe de desfacere. Fructele sunt exportate acum mai mult în Rusia, iar fermierii încearcă să cucerească și consumatorii europeni. Unii își duc merele în Orient. Cristian Mâță din satul Albinețul Vechi, raionul Fălești, crește mere pe o suprafață de 20 de hectare. Roada pe care o strânge o exportă în Federația Rusă de mai mulți ani. Ar vrea totuși ca fructele sale să ajungă și în Uniunea Europeană. Piața rusă este mare, dar nu este stabilă, spune el. Până când nu am aplicat sau nu am încercat să exportăm în Uniunea Europeană, este mai accesibil pentru noi Federația Rusă. Dacă apar careva oportunități, încercăm și pe alte piețe. Tânărul spune că vrea să-și vândă marfa în mai multe țări pentru ca să-și poată îndoarce cheltuielile, care sunt destul de mari. Mai ales în primii ani, când se sădește o livadă, toate costurile care se efectuează parcursul anului, la fel sunt destul de semnificative. Iar Alena Mandate are o livadă ce se întinde pe o suprafață de 45 de hectare. Din 2010 exportă merele în Federația Rusă, însă în acest an a încercat să-și diversifice piața de desfacere. Am început exporturile în Orientul Mijlociu, în așa țări precum sunt Qatar, Bangladesh, urmează Dubai, Arabia Saudită. Cumpărătorii din Orient, povestește ea, preferă doar câteva soiuri de mere, unele dintre care cresc în livada ei. Acum încearcă să-i convingă să accepte și alte soiuri cultivate la noi. Această piață a Orientului Mijlociu
preferă doar câteva soiuri de mere care sunt limitate și care la noi în țară, pentru unii producători, practic lipsesc aceste soiuri, cei care le-au în cantități mai mici. Directorul ANSA, Gheorghe Gaber, spune că exporturile în Uniunea Europeană s-au dublat față de anul trecut la prune și struguri, iar stocul din acest an este pe sfârșite. Merele însă se vând în continuare, în mare parte în Federația Rusă. Anul trecut, când a fost prima experiență de export în Uniunea Europeană în cantități de peste 4.000 de tone. Acum simțim și acolo o îmbiorare, deja se stabilesc aceste relații cu cumpărătorii de acolo și ne punem obiectivul ca să mărim și volumul de export a merilor, care au fost înalt apreciate de consumatorii din statele Uniunii Europene. Anul trecut, circa 225.000 de tone de mere din Republica Moldova au ajuns în Rusia. Tânărul de 20 de ani rănit în accidentul de la Leușeni, când o căruță a fost izbită de o mașină, nu poate fi operat în următoarele 6 luni. Este răspunsul medicilor de la Spitalul Clinic Republican. Specialiștii susțin că după investigații s-a stabilit că pacientul are o inflamație acută a traheei. Astfel, o intervenție chirurgicală ar putea duce, în asemenea caz, la complicații grave sau chiar deces. Medicii i-au recomandat tânărului să vină deocamdată doar la consultații. Rudele băiatului s-au plâns anterior că au fost purtate de la un spital la altul și că el nu ar fi primit asistența medicală necesară. În urma accidentului de la Leușeni, băiatul nu mai poate respira singur, ci doar printr-un tub. Atunci, 4 oameni au murit. Era cât pe ce să rămână invalid după ce a încercat să desfacă un cartuș cu ajutorul unui polizor unghiular. Este situația în care s-a pomenit un bărbat din Ialoveni. În urma incidentului a fost grav afectată mâna stângă, iar medicii au făcut o muncă grea ca să o restabilească. Constantin Belescu din Ialoveni era în curtea casei când repara o motocicletă. Atunci s-a și întâmplat totul. Am găsit un patron, să fac un lucru acolo de bătut. Proclăce la un moped. Și am gândit că el e gol. Și l-am luat și am saltat cu bulgarca. Și s-a explodat. Bărbatul spune că nu prea înțeles ce se întâmplă. Era plin de sânge și a fugit după ajutor la un vecin. Cu ploscă 8 să-i ținem pe dânsul și cu legea cu tăiem. Și mi-a sărit discul, ni s-a format, ne-a format mâna, a făcut șung, știi, și eu am văzut când era un butoi lângă mine și am văzut cum a zburat disc în un butoi. S-o pietic și m-am dus să râd la un prieten. Cu ambulanța a fost transportat la spitalul de urgență, iar chirurgii au decis ca pacientul să intre imediat în sala de operații. Ore în șir, medicii au încercat să-i restabilească mâna. Amputație degetului 1, practic în acest nivel nu erau țesuturile moi și ca să păstrăm să nu pacientul să nu rămână fără dește unul, noi am luat un lambou de pe antebraț și tot sub microscop s-au suturat vasele până la 1 mm. S-a acoperit acest defect, acest este amputație, dar acest s-a închis plăjile fără probleme. Fixare cu broșe și la deștul 1 și la deștul 4. Mai mult, bucăți din polizorul unghiular au sărit în aer și au nimerit în mai multe părți ale corpului pacientului, pe gât, cap și brațe. Acestea au fost eliminate de chirurgi. Specialiștii spun că nu prea s-au întâlnit cu asemenea situații până acum. Noi practicăm lambouri mai mari, dar renume la deci, că sunt niște momente care ne încercăm prima dată. Bărbatul de 51 de ani va rămâne internat încă pentru o perioadă la spital pentru ca medicii să urmărească restabilirea corectă a mâinii. Socialiștii spun că au identificat deja 38 de candidați pe circumscripții pentru parlamentarele din februarie, din totalul de 46. Partidul va organiza și un eveniment pentru a-i prezenta pe toți odată. Pe data de 18 noiembrie 2018 planificăm un amplu protest la Chișinău cu participarea a 10.000 de oameni împotriva la 9 ani a regimului de guvernare antipopular, antistatal, antisocial. Tot în cadrul acestui eveniment vom prezenta public programul politic și ce urmează să întreprindem, inclusiv până în ziua de 24 februarie.
La începutul acestei luni, Vladimir Voronin cerea Comisiei Electorale Centrale să penalizeze Partidul Socialiștilor, PD-ul și formațiunea lui Lanșor, pentru că și-au început campania electorală mult mai devreme de startul oficial. Cecul ne-a spus astăzi că încă examinează cererea. Șeful Inspectoratului General de Poliție spune că știe despre furturile de la Chișcăreni, însă a aflat despre acestea nu de la polițiști, ci din presă. Alexandru Pânzar susține că oamenii legii urmează să audieze toate victimele, iar ulterior vor veni cu detalii. Ne-am sesizat din sursele mass media, din păcate o parte din cele relatate s-a confirmat, o parte nu, urmează să cercetăm și să venim cu un răspuns adăugător. Locuitorii din Chișcăreni spun că timp de 2 ani hoții au furat din peste 40 de gospodării. Aceștia au depus plângeri, însă până acum nu a fost reținut niciun suspect. Pe de altă parte, oamenii legii susțin că au deschis o anchetă și încearcă să afle cine terorizează satul. Între timp, la Sângerei a fost deschis un nou sector de poliție, unde se vor putea adresa locuitorii din 7 sate ale raionului, nu însă și cei din Chișcăreni. Acest proiect poliție comunitară, dacă în două cuvinte, se merge vorba rezolvarea problemei societății. N-are importanță linia poliției ori nu linia poliției. Vine colaborator de poliție și rezolvă probleme în toate domeniul. Polițiștii care au început să lucreze în noile birouri spun că de mult și-au dorit astfel de condiții. Un vis. Având condiții bune de lucru, înseamnă că și calitatea lucrurilor va fi mai bună. Dotați și cu tehnică și echipamente foarte bine. Sectorul inaugurat astăzi are o suprafață de 335 de metri pătrați și a fost deschis cu ajutorul guvernului SUA în cadrul proiectului Suport pentru Reforma Poliției în Republica Moldova. Acesta a costat 185.000 de dolari. Atleta Nina Căpățână a fost la un pas de a urca pe podium la Jocurile Olimpice de tinere de la Buenos Aires. Moldoveanca s-a clasat pe locul 4 la proba de aruncare a greutății. As we head back to the women's shot put, and this is Nina Căpățână, and she's been throwing very well. 17-13, she's in fourth, but she was in fourth position coming into the competition. Her best in phase 1 was 17-09, so she's already improved on that, and 17-42. So this has been turned into a very interesting battle for the Sportiva a înregistrat rezultatul de 34 de metri și 51 de centimetri. Campioana olimpică de tineret a devenit o atletă din China. Nina Căpățână, în vârstă de 16 ani, a cucerit până acum medalii de aur la campionatul balcanic din Turcia, la un turneu internațional din Bulgaria și medalia de argint la europenele de juniori. Două medalii de aur în prima zi de turneu, Valeria Chipăru și Mihaela Lazăr, au devenit campioane mondiale la arm wrestling în categoria tineret. În finale au învins sportive din Kazahstan. În finala categoriei de greutate de 50 de kilograme, mâna stângă, Valeria Chipăruș a obținut prima victorie grație greșelilor făcute de adversara sa din Kazahstan. Astfel s-a ajuns la rematch în care moldoveanca a fost din nou mai bună și a cucerit medalia de aur. Mihaela Lazăr a întâlnit și ea o sportivă din Kazahstan în finala categoriei de 65 de kilograme, tineret mâna stângă. Nu i-a dat nicio șansă adversarei sale. Mihaela Lazăr takes the title. Campionatul mondial de arm wrestling între juniori și tineret se desfășoară în Antalya. Moldova este reprezentată de 7 sportivi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.